Și deținătorii de patente care și-au sistat activitatea din cauza pandemiei și nu și-au ridicat ajutorul unic de șomaj până la 30 iunie, o pot face până la finele acestei luni, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale. Potrivit conducerii CNAS, banii celor care nu vor reuși să depună cerere în termenul indicat vor reveni pe conturile instituției. Cei 2275 de lei le revin deținătorilor de patente care nu au activat în perioada 16 mai 30 iunie. Decizia a fost luată de Comisia Extraordinară de Sănătate Publică. Acest ajutor de șomaj unic este achitat fie prin intermediul băncilor comerciale cu care CNAS are încheiat acord de colaborare, ori prin intermediul oficiilor poștale. În total, din bugetul de stat au fost transferat 6,3 milioane de lei pentru 3867 de beneficiari. Totodată, Casa Națională de Asigurări Sociale a transferat 8,2 milioane de lei din buget pentru 5.000 de șomeri asigurați, care la fel își pot ridica banii de la prestatorii de servicii de plată.